Rezultate excepționale la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică pentru elevii școlii gimnaziale Eugen Ionescu din Slatina. Mai mulți copii au reușit să obțină punctaje de top la această etapă și își propun să continue pe acest drum și în anii viitori. Pregătirea este una dificilă, însă extrem de plăcută atunci când dragostea pentru această materie este mare. M-am calificat la etapa județeană la Olimpiada de Mat. Cum ți s-a părut? Destul de greu, dar am reușit să scriu. Din clasele primare mi-a plăcut mai mult decât celelalte materii. Și am așa o dragoste aparte pentru ea. Îmi place matematica din clasele mai mici. Mi-a plăcut mai mult decât alte materii. Mi s-a părut mai ușor, am înțeles-o mai ușor. Îmi propun să mă pregătesc mai mult, să învăț, ca să am cutaj mai mare data viitoare. Am avut câteva săptămâni de pregătire împreună cu doamna de matematică. Mă aștept să mă pregătesc mai mult, să lucrez mai din timp și să am un rezultat mai bun. A fost o experiență bună. Am reușit să obțin locul al treilea la etapa județeană. Este o pasiune pentru noi matematica și a fost destul de greu. Și cum sunt aceste rezultate? Mi se par mie foarte bune, deoarece subiectele au fost foarte grele. Am muncit greu zilnic, împreună cu profesoara doamna mea de matematică Carmen Nene, și sunt mulțumit de rezultat. Lucrez în clase mai mici și fac pregătire. E grea pregătirea? Nu, dacă vin din pasiune, nu e grea. Cei care au insuflat celor mici această pasiune sunt profesorii de la clasă. Esența matematicii este de a face lucrurile complicate mai simple și rolul meu este de a-i pregăti pentru viață, pentru că un bun matematician gândește corect în orice domeniu. Învățând matematica, înveți să gândești așa cum spunea Grigore Moisil. Micii matematicieni nu se vor opri aici. Pentru anii următori, ei au de gând să se pregătească intens pentru a obține rezultate cât mai bune.